a Marelui nostru Dumnezeu, a Domnului Iisus, Fiului Său și a Duhului Sfânt să fie toată slava în veci de veci. Amin. Vă aduc salutul Bisericii Betel din Arad, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 2 și 7, cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului. Amin. Mi-am intitulat cuvântul meu în această zi, Condițiile sărbătorii. Suntem la o sărbătoare deosebită, foarte importantă în Biserica lui Dumnezeu, Cina Domnului, și vreau să vă spun, stimați ascultători, că nu putem oricum, oriunde și cum vrem noi să stăm la masa Domnului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, slăvit să fie numele Lui, sfânt este la superlativ, datorită expresiei sfânt, 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 care duce mai degrabă la gândul Trinității decât la un grad de sfințenie, El este sfânt și ne cere și nouă să fim sfinți. Numele Lui să fie binecuvântat. S-a citit în această zi din Psalmul 86 despre bunătatea lui Dumnezeu, dar eu vreau să vă citesc, să pun alături și îmi place să pun alături de bunătatea lui Dumnezeu și asprimea lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți împreună cu mine ca să mă înțelegeți în Naum. Este un profet mai mic, datorită dimensiunii prorociei lui, nu pentru că n-ar fi important sau că nu a prorocit de la Dumnezeu, mic în sensul mărimii cărții lui. Și iată ce spune el când îl prezintă pe Dumnezeu. Îmi place așa de mult și aș vrea să deschideți împreună cu mine la Naum, capitolul 1, pagina Bibliei 899, se poate afișa sigur la momentul respectiv. Începem cu versetul 2 din capitolul 1. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie. Nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ținea piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun, continuă versetul, slavă lui. Este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Îmi place de diversitatea acestor versete. Să-l vedem pe Dumnezeu în toată plinătatea lui. E bun, milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate, dar și de o mare tărie. E gelos și-i vai de mânia lui dacă se declanșează. Atât de paradoxală este expresia Apocalipsei, mânia mielului. Eu n-am văzut niciodată un miel înfuriat. Dar Apocalipsa, ca să arate că bunătatea lui Dumnezeu s-a încheiat, s-a revărsat și oamenii și-au bătut joc de această bunătate, va fi urmată această bunătate de mânia mielului. Dumnezeu să ne păzească de această mânie. În Scriptură, iubiți frați și surori, Dumnezeu când și-a trasat gândurile Lui față de Israel, a stabilit trei mari sărbători. Sărbătoarea Paștelui, care declanșa în continuare sărbătoarea azimilor, și este scris aceasta în Deuteronom, și vă rog să deschideți, vom face aluzie la aceste sărbători, pentru că ele erau o umbră a ceea ce avea să vină mai târziu. Deuteronom, capitolul 16, este capitolul sărbătorilor. Puteți să deschideți Scriptura, ne vom opri sigur la pasajul acesta, pentru că Dumnezeu punea niște condiții. Eu când adun familia și am 12 copii, le cer anumite condiții când suntem cu toți. Sunt câteva reguli ale părtășiei, ale mesei, care o sărbătorim împreună și nu numai masa. Sigur, la masă se
adună, se destăinuiesc, lucrurile se dezbat, probleme. Și am pus câteva condiții împreună cu soția: respectul față de celălalt, din fața ta, terminăm cu alte povești din altă parte, lăsăm deșeurile afară, nu le aducem la masa aceasta, că e o masă a părtășiei, și am pus câteva condiții. Dumnezeu, în sfințenia Lui, în planul Său veșnic, pentru că lucrurile care ei trebuiau să le respecte aveau să fie înțelese mai târziu, la început a trebuit să le pună sub formă de instrucțiuni. Simone, spunea Domnul lui Petru, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar o să pricepi după aceea. Tot așa, când Dumnezeu a așezat aceste sărbători, trei mari sărbători, El a pus niște condiții. Era sărbătoarea, repet, a Paștelui, care declanșa sărbătoarea azimilor. Timp de 7 zile ei mâncau azime, pentru că au ieșit din Egipt repede și n-au avut a lua dospit. Au mâncat azimele. Apoi era sărbătoarea cinzecimii, a săptămânilor. Numărau 7 săptămâni, 7 ori 7, 49, și a 50-a zi era sărbătoarea, sărbătoarea cinzecimii, și era sărbătoarea corturilor. Iată ce spune în Deuteronom. 1. Să-ți aduci aminte că ai fost rob. Ai fost rob în Egipt și eu te-am scos. Să nu uiți niciodată că eu te-am scos, ți-am dat libertate. 2. Să te bucuri înaintea Domnului. Versetul 11, versetul 14 sau alte versete, versetul 15, se încheia: de aceea să fii vesel. Pentru că spune Scriptura că bucuria în Domnul este tăria noastră. Domnul vroia ca să nu mai aibă fața aceea posomorâtă din Egipt, robia a trecut, bucură-te înaintea Domnului. Și a treia condiție era să nu se înfățișeze cu mâinile goale. Spune versetul 17 din capitolul 16, fiecare să dea ce va putea după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să nu vii cu mâna goală. N-avea nevoie Dumnezeu, dar îl învăța o lecție pe Israel. Așa cum dai tu, așa o să-ți dau eu. Și așa cum ți-am dat eu binecuvântare, să nu uiți să dai și tu la alții. Nu avem pentru că nu dăm. Și ca să avem, trebuie să începem să dăm. Amin. E paradoxal, dar așa, eu așa am înțeles cuvântul și așa l-am înțeles pe Dumnezeu. Nu veni cu mâinile goale. După cum ți-am dat. Proporțional cu binecuvântarea, care o ai sau care vrei să o ai. Foarte simplu. Erau aceste trei mari sărbători, iubiți frați și surori, și vreau să vă spun că aceste sărbători, parte din ele s-au împlinit în biserică. Și noi tocmai acum citim, și ce bine că Apostolul Pavel a prins acest pasaj în Cartea Corintenilor, el era bun cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu, al legilor lui Dumnezeu, a cărților sfinte, și spune el: Hristos este Paștele nostru. Mielul acela pe care voi l-ați junghiat și care îl sărbătoreați în fiecare an, îl reprezintă pe Hristos. Slăvit să fie Domn! M-am dus în cartea Exodului, iubiți frați și surori, și vreau să vă fac să înțelegeți că Dumnezeu ține la detalii. Evreii n-au înțeles la primul Paște ce trebuie să fac. O să mă înțelegeți când citesc exact în cartea Exodul, capitolul 12, unde este rânduiala pentru Paște. A fost nevoit Dumnezeu imediat să facă o corecție. După primul Paști, și o să vă citesc, o să mă înțelegeți, pentru că apare aspectul acesta. Când este dată o lege, oamenii o interpretează cam cum vor ei. Nu înțeleg sensul legii, nu numai litera, spiritul legii. Așa a fost primul Paști. Le-a spus să facă Paștele, să iau un miel, să-l junghie, sângele să fie pus pe ușorii laterali și pe plagul de sus, era un semn, era o protecție, era o delimitare,
a delimitat Dumnezeu poporul Israel de celălalt popor, de celelalte popoare, de ceilalți oameni. Le-a spus cum să-l frigă la foc, cum să-l mănânce, îmbrăcați, înciși, gata de drum, dar ei n-au înțeles. Le-a spus, de exemplu, dacă nu puteți să mâncați o familie un miel, să-l luați cu vecinul. Și când s-a făcut Paștele, primul Paști, eu îmi imaginez, o luat și o rupt din bucata de miel și o trimis vecinului. Când vine corecția în Exod 12, chipul cum să prăznuiască Paștele, Dumnezeu vine cu detalii. Vă rog să fiți atenți, doar voi citi, timpul nu ne lasă prea mult să detaliem, dar veți înțelege și vă rog să citiți acasă mai mult, să vedeți cât de atent este Dumnezeu și ce sensibil este Dumnezeu. Au ieșit din casă la primul Paști, au zdrobit din oase, cine mănâncă o friptură fără să nu zdrobească din oase? Ei n-au înțeles la primul Paști. Și vine Dumnezeu și ascultați, Domnul a zis lui Moise și lui Aron, iată porunca privitoare la Paști, niciun străin să nu mănânce din ele. Probabil că în bucuria lor ei știau ce înseamnă evrei și poate că au invitat și străini, prieteni, erau prieteni. Aveau vecini și așa mai departe, care nu erau din Israel. Niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob, adică este pentru Israel. Semnul trăiei împrejur era pentru Israel, pentru Avram și sămânța lui. Așa spunea cuvântul. Mai departe, veneticul și simbriașul să nu mănânce. Și acum ascultați. Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Dacă ați luat cu vecinul, chemați-l și invitați-l la voi la masă. Nu o rupeți din miel și trimiteți la vecin. Mai departe, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Ioan, apostolul, este martor la răstignirea Domnului Iisus și face referire la oasele zdrobite ale mielului, că nu era voie să fie zdrobite, și spune că a venit sutașul, a zdrobit picioarele primului întemnițat, primului tâlhar, a zdrobit picioarele celui de-al doilea tâlhar, și când a venit la Domnul Iisus, el murise și nu i-a zdrobit picioarele, ca să se împlinească ce este scris, niciun os nu va fi zdrobit. Cel ce a văzut lucrul acesta este martor și el spune adevărul, spune Ioan. Adică eu am fost acolo. Ca să înțelegem, iubiți frați și surori, cât de importantă este detalierea pe care o face Dumnezeu. Apoi este sărbătoarea cincizecimii, ea s-a împlinit în biserică. Când citim în Cartea Faptele Apostolilor, așa începe relatarea coborârii Duhului Sfânt în capitolul 2, în ziua cincizecimii eram toți împreună în același loc. Deodată a venit un vânt ca vâjit unui vânt puternic, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste fiecare din noi și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Slăvit să fie Dumnezeu că s-a împlinit această sărbătoare în biserică. Iar a treia sărbătoare, sărbătoarea corturilor, ea trebuie să se împlinească și spune Cartea Apocalipsei, capitolul 20, că a auzit un glas tare, Ioan, care a zis, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, urmează. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Dar până acolo, haideți să vedem ce ni se cere nouă. La cina Domnului. Îmi permit să vă spun așa cum scrie, pentru că Domnul mi-a vorbit în mod personal, m-am trezit astă noapte cu gândul acesta, eram frământat ce să spun, mie mi-e frică să spun fie ce și fie cum. Eu știu că sunt responsabil de ceea ce spun, am destul responsabilitate în dreptul meu, nu mai vreau să răspund și de alții, de aceea vreau să vă spun ceea ce este scris. Nu putem lua oricum cina Domnului. Așa spune Apostolul Pavel, pentru că Hristos este Paștele nostru, să sărbătorim sărbătoarea nu cu un aluat vechi, măturați aluatul cel vechi. Și aveți grijă că puțin aluat vechi dospește toată plămădeala. Adică răul are o mare influență. Sărbătoarea azimilor
Începea întâi Paștele și apoi era sărbătoarea azimilor timp de 7 zile, se sărbătorea cu azimile curăției și ale adevărului, spune Apostolul Pavel. Și doresc ca Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Iar în detaliu vreau să citesc în Cartea Corintenilor, să venim mai aproape. Sunt două pasaje despre cina Domnului la care voi face referire. Venim mai aproape de noi în biserică, ținem cont de ceea ce ne-a recomandat Apostolul Pavel și mergem exact la ceea ce spune el tot în Cartea Corintenilor. Am impresia că biserica din Corint seamănă foarte mult cu biserica vremii noastre. Eu o spun mereu în biserica Betel sau în bisericile de la țară pe care le păstoresc, în biserici mici, la 100 de membri și aproximativ 60 de copii și tineri. Mă bucur de aceste biserici că are tineret și cântă spre slava lui Dumnezeu, este viață în biserică, dar le spun că noi trebuie să fim înaintea lui Dumnezeu curați, nu putem oricum să luăm cina Domnului și vreau în această zi să ne oprim la ceea ce ne spune Apostolul Pavel legat de cina Domnului. Sunt 4 cerințe legate de cina Domnului. Sunt 4 mari subliniere ale Apostolului Pavel când sărbătorim cina Domnului. Întâi de toate, sigur, noi ne amintim de moartea Domnului, ne amintim că am fost robi păcatului și că moartea Domnului Iisus ne-a adus eliberarea. Numele Lui să fie binecuvântat. Deci primul aspect al cinei Domnului, prima cerință este că cina Domnului este o lucrare comemorativă. Nu uităm niciodată. Diavolul ar vrea să se șteargă amintirea morții Domnului și jertfa Domnului. Ar vrea să se uite. De aceea Mântuitorul, în noaptea în care a fost vândut, a spus: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Acest pahar este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Să faceți acest lucru spre pomenirea mea, până voi veni eu. Și Apostolul Pavel subliniază și spune: am primit la Domnul ce v-am învățat, să facem lucrul acesta. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și acum vine Pavel și spune: ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Doamne, vino mai curând! Îl așteptăm. Cina Domnului este comemorativă. Apoi, iubiți frați și surori, sigur, încercăm să le luăm într-o ordine oarecare. În celălalt pasaj din capitolul 10, Apostolul Pavel vorbește despre împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Și el spune: de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Capitolul 11, versetul 27, v-am citit. În capitolul 10 spune: paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Deci nu e numai o simplă comemorare, este și comemorare, dar mai profundă. Ne face împărtași. Nu poți să amesteci binele cu răul. Când s-a vorbit aici despre Psalmul 133, unde lemnul acela sfânt, m-am dus repede și am pus un semn aici și vă rog să căutați și dumneavoastră, este prezentat acest unde lemn sfânt, cum să se facă prepararea și e bine să înțelegeți lucrul acesta. Era un amestec de elemente sfinte, aloe, casie, unde lemn de măsline curat și nu mai era voie să mai facă altcineva prepararea aceasta. Când vorbește psalmistul despre unde lemnul de preț, se referă că acolo nu intră alte elemente străine. Face aluzie la părtășia noastră
toți cei care sunt încurați, sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, nu cumva să fie vreunul care să strice amestecul acesta sfânt. Așa cum Anania și Safira a stricat părtășia bisericii primare. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolului este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu draci. Iubiți frați și surori, cere sfințenie, o cercetare personală, o depărtare de tot ce este păcătos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, iubiți frați și surori, cina Domnului face distinție între masa aceasta și alte mese, între paharul acesta și alte pahare. Nu putem să luăm parte la masa aceasta și la alte mese închinate soartei norocului sau de sufletul morților sau știu care sunt obiceiurile pe aici sau alte întâlniri păcătoase. Nu puteți să beți paharul Domnului și alte pahare. Alcoolul nu are ce să caute în viața credinciosului. Gândiți-vă, stimați ascultători, la prescripțiile care erau date la nașterea lui Samson să se ferească de tot ce este din strugure, pielița, sâmburele, strugure. Copilul acesta va fi închinat Domnului, i s-a dat prescripții mamei lui Samson. Și oriunde citiți în Scriptură, în Vechiul Testament, era o mare delimitare. Apostolul Pavel spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Nu este compatibilitate între plinătatea Duhului, între Duhul Sfânt și alcool. Nu-i compatibilitate, nu se poate. De aceea spune Apostolul Pavel, faceți diferență. Faceți deosebire între masa Domnului și alte mese, faceți deosebire între paharul Domnului și alte pahare. Domnul să ne ajute la aceasta. Și un alt lucru care îl avem în atenție când vorbim despre cina Domnului, un lucru mai sensibil, mai greu de realizat, este părtășia, unitatea bisericii. Aici e problema noastră. Aici era problema bisericii din Corint. Ascultați! Noi nu prea citim din capitolul 11, nu citim numai de la versetul 23, am primit de la Domnul, așa începe cina Domnului, observ că și frații slujitori parcă ocolesc de la versetul 17 până la versetul 23, cam ocolesc pasajul acesta, dar eu vreau să-l citesc așa cum este el în original, așa cum Apostolul Pavel l-a prezentat în biserica din Corint. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și parțial le cred. O cred, spunea el. Nu tot ce aud cred, dar parțial cred că sunt dezbinări între voi. Căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Adică oamenii se selectează, se adună, au preferințe. Unul e al lui Pavel, unul e al lui Apollo, unul e al lui Chifa, al lui Petru. Așa era și în biserica primară. Și atunci apostolul spune așa, când vă adunați dar în același loc, din cauza aceasta, din cauza dezbinărilor, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Noi care suntem mulți luăm o parte din aceeași pâine. Credeți că Dumnezeu va compartimenta cerul, raiul, că nu ne înțelegem noi, eu cu fratele Gheorghe sau fratele Gheorghe cu mine? Au fost persoane care s-au exprimat în felul acesta. Nu vreau să merg în raiul în care merge omul acesta. Așa a spus. Adică, care e a doua variantă? Dacă nu vrei în rai cu fratele tău? Nu știu dacă v-a întrebat mama când l-a adus pe fratele dumitale de la spital, când l-a născut, dacă îți place de el sau nu, dacă vrei să fie fratele tău sau nu. Pe mine nu m-a întrebat. A spus, acesta este fratele tău, de exemplu Cornel, care a fost aici și îl cunoașteți, este mult mai mic decât mine, am știut că este fratele meu și este fratele meu și atât. Nu mi-a dat să aleg sau nu. Prefer sau nu prefer. Este sau nu fratele meu. Tot așa Dumnezeu vrea să fim în părtășie. Fraților, lucrați la această părtășie.
aveți grijă, că nu putem să luăm cina Domnului. E un risc. A doi frați certați, mâniați, două surori mâniate, știu eu, că așa suntem noi oamenii, avem părerile noastre, ținem la părerile noastre. Am observat, de exemplu, că în zona aceasta, în America, oamenii țin mai mult la imaginea lor decât la Dumnezeu, la imaginea lui Dumnezeu. Ținem foarte mult la imaginea noastră. Doamne ferește să zică cineva ceva de noi. Foarte pretențioși suntem. Aceasta e specific lumii libere. Lumea prosperității. Să nu cumva să zici ceva, să nu cumva să-i atragi atenția, nu cumva să-i faci observație. Vreau să vă spun, suntem chemați la o părtășie sfântă, la o unitate, că în caz contrar nu putem să luăm cina Domnului. Luptați pentru această unitate. Și începeți cu dumneavoastră. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânci. Suntem dispuși, repede începem să tratăm copiii fraților, soția fratelui, suntem gata să corectăm. Începeți cu dumneavoastră, începeți corecția din dreptul persoanei a întâia, eu. Întâi eu, apoi tu și apoi el. Așa se începe ordinea și curățenia în dreptul nostru când este vorba de cina Domnului. Pavel atragea atenția și spunea, aveți grijă că numai puțin a luat vechi, dospește toată plămădeala. Nu vă lăudați bine. Nu vă lăudați bine. Măturați aluatul cel vechi. Măturați tot ce este vechi. Omul vechi, firea veche, atitudini vechi, idei vechi. Să înțelegem în această zi marea responsabilitate, cerințele sărbătorii. Ce ne cere Dumnezeu? Așa cum cerea evreilor, ne cere și nouă, este o lucrare sfântă, cina Domnului. Întâi de toate, recapitulăm, ne amintim de faptul că am fost eliberați de păcatele noastre prin moartea Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte cu respect de jertfa Domnului Iisus Hristos. Respectăm această jertfă și spunem lumii întregi, El este Mântuitorul nostru și numele Lui să fie glorificat pentru că a murit pentru noi. Apoi nu uităm, iubiți frați și surori, să ne corectăm, să ne cercetăm, se cere sfințenie. Fiecare în dreptul lui. Nu putem oricum să luăm parte la cina Domnului. Apoi trebuie să facem distinție, să facem diferență între masa aceasta și alte mese, între paharul acesta și alte pahare. Și apoi să nu uităm unitatea. Este o condiție majoră. Hristos nu poate fi dezbinat. Cerul nu va fi compartimentat. Cerul e un loc minunat, spune cântarea. Vreau să ajung împreună cu dumneavoastră și vreau să iubesc pe frații mei, cum spunea Ioanid, cu care veșnic în lumină voi fi dus. Domnul să ne ajute să trecem peste bariere, să trecem peste diferențe și să realizăm unitatea și părtășia cerută de cina Domnului. Și dacă vom lua aici așa cum trebuie, Mântuitorul anticipa și spunea, voi sărbători cu voi nou în împărăția mea. Se va încinge și ne va servi. Dar Ioanis spunea așa de frumos, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Nu are importanță atât de mult cum va fi masa aceea, nu e așa de important ce se va servi acolo, spune Isaia, vom spune unul către altul, acesta este Domnul în care ne-am încrezut, să ne bucurăm că ce-a venit mântuirea Lui. Slăvit să fie Domnul și Domnul să ne ajute. Amin.